Bună ziua, din nou la Albina Online. Iată, continuăm din nou cu mutarea unui familii care consider că s-a umplut suficient de albină, vedeți urdinișul mai mare, și nucleul va avea aceeași soartă, va prelua toată albina care va prelua toată albina ce rămâne în acest. Înainte de a începe, bineînțeles, voi folosi această diafragmă de contact. Și primul lucru care îl fac este să, bineînțeles, să dau drumul la albine, care, văzând lumina, trag spre lumină, o să acopăr aici, ca să nu fie o problemă cu nucleul din față, din buzunar. Și voi începe să selectez rame care vor fi mutate în noul locaș. Asta în mare parte pentru a face loc nucleul ca să se poate dezvolta și. Iată această familie care a tot primit albină de la nucleu, bineînțeles, tot primit fiecare 4 zile o ramă cu, o să măresc un pic, a tot primit în fiecare 4 zile ramă cu puie. Și acum, bineînțeles, s-au umplut și nu mai avem unde extinde. Și voi începe să scot din rame. Voi muta 3 rame cu puiet. Una cu mâncare. Iată, iau prima ramă, sper să... Asta e. Ramă mai goală după greutate. Uitați, este plină cu albinuță. Cu puiet, mâncare. Necesită oricum o mutare pentru a oferi loc albinei. Asta este o ramă de lucru, o voi pune aici în covoiniță. Am pus-o într-o roniță pentru a căuta mătuța și au mutat pe ea. Desfac ramele. Aceasta a fost foarte binevenită, fiindcă iată reușesc să creez familii de albine din nucleie iernat. O să dureze un pic până găsesc măscuța. În momentul în care am găsit măscuța, trebuie să se amplifică. Acum e o operație mai migaloasă, da, cu răbdare și trebuie să găsim mătuța.
aceste rame sunt o apă de sus până jos, o coroană cu miere. După ce o găsim pe fetiță, o să fie mult mai ușor. Acesta care rămâne aici va prelua toată albina culegătoare. Probabil dacă n-aș muta, ar fi o problemă prin la urmă. Și asta este rama cu piept tăpăcit, gata de etrozoare. Și aceasta va fi o ramă care va fi mutată. Aici 3 rame cu piet, am considerat vârnica de aici. Dar cel mai important e să găsim mătuță. Cum ea tot a primit rame cu piet, bineînțeles s-a întărit. Aș fi curios să văd în cât timp are un cam echilibru, asta era mai blocată. O voi muta și pe asta. Se va face loc imediat ce albina va zbura cam în 4-6 zile. O altă ramă blocată. Sper să găsesc mătuță cât mai repede. Și aici eclozează fiert. Am găsit-o pe mătuță, este chiar aici. E o ramă cu care o. Deci am luat două rame cu fier. Eu voi muta pe mătuță aici. Mai îmi trebuie o ramă cu fier ca să nu arăt fier ca să mă lucrează pe ea. O să îi le arăt imediat cele mutate.
Da, cred că las atâta. Două rame de cuiet. Ba, o să muci trei rame de cuiet ca să se întărească aceasta care e un duc. Lucrarea o fac în miezile, fiindcă majoritatea albinelor legătoare sunt plecate la fum. Și asta am rămas cu 3 rame, una, două cu cuier. Chestia este că o să fie mult albină din câmp care se va întoarce și va găsi astfel câteva rame, nu va mai găsi matra. Matra va fi de fapt în altă parte. Și acum trebuie să rămân pe un donator. Până acum el a donat rame cu albină. Ar trebui să-i pun diafragma de contract. Repet, este diafragma de miros, cum se spune, dar eu o să-i zic diafragma de contract. Atâta timp cât albinele nu se transferă feromoni de la matcă, nu putem spune că e sigură, uniformizarea asta nu e sigură. Și astfel am decis să folosesc astfel de diafragme timp de 24-48 de ore. După această uniformizare o să scot acea diafragmă și atunci va fi totul foarte bun. Iată, aici este nucleul. O să încerc să-i scot o ramă. Să vedeți că și la nucleu am adus o ramă cât de curând, la fel ca și la celălalt. Și astfel totul îi fac loc pentru a putea scoate diafragma. Aici am pus o ramă la construit și, bineînțeles, mătuța a luat-o pe ambele părți. Matca este aici. Nu asta am vrut să fac. Iau ramă chiar cu marca. Așa scopa pe ramă. Mulți se laudă cu cuietul care l-au pe rame, fără probleme, fără... Deci nu sare, am să vă arăt acum de aproape și eu astfel de ramă. E ceva normal să vedeți, uitați, o astfel de ramă oată, așa arată, celulă cu celulă, polen, miere, să spunem că este o ramă perfectă. Deci, mărcile sunt foarte bune, tinere, nu e nicio problemă. Această ramă este obținută într-un nucleu. Și acum facem loc să scoatem diafragma aceasta. Bineînțeles, să-i dau rama înapoi după ce pun diafragma. Aceasta este o ramă blocată, la cu puiet proaspăt pus, nu așa frumoasă ca în altă, dar
Dacă... Așa, deci am terminat de făcut loc ca să scot diafragma. Cum scot în diafragma? Un pic profundizată. Am scos această diafragmă. Și o vom introduce. Deci asta la altă. Vom introduce diafragma de contact. Este introdusă această diafragmă. Acum pun rama respectivă cu piet. Punem înapoi. Gata, am terminat. Acum apropiem ramele. O să pun ramele cu puieți pe diafragmă. Astfel, toată albina va avea contact cu albina din nucleu. Va deveni un roi mai puternic. Aici mai aducem o ramă goată. Imediat. Iată o altă ramă perfectă. O introducem capătul la acest familie. Punem o bucată de diafragmă. Două zile va sta astfel. Peste două zile va fi unificat. Și bineînțeles, aceeași operație care ați văzut în filmul anterior. Punem și diafragma. Punem folia. Prindem un pic folia. Și am terminat. Nu închidem stucul. Înainte să închid, vă arăt roiul luat de aici. Iată, așa e roiul care este luat din acest stup și va fi mutat.